Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în pește, etalare pentru decembrie 2022. Cât a mai rămas, nu contează etalare. Se pare că, dragii mei, veți trece mulți dintre voi prin evenimente turn după turn după turn. Șocuri, șocuri, nu știu. Chestii care vă perturbă, să zic, calmul sau programele pe care vi le-ați făcut la un moment dat, lucruri neașteptate, evenimente, vești, situații neașteptate. Dar hai să vedem, în toată nebunia asta pe care unii dintre voi o veți trăi, s-au stins luminile. Am schimbat oricum lumânarea ca să nu o folosesc pe cea de la etalarea colectivă. Interesant și pana, interesant și pana s-a răsucit. Apropo, pana înseamnă mesaj pentru mine. Niște mesaje vor fi. Acușică, haideți să vedem. Deci eu nu mai am răbdare. De la un moment dat fac etalare și până mă satur de 12 ori, zodii în aceeași ordine, în fiecare lună, nu mai. Așa, am trecut la zodia pești. Dedicație pentru toți peștii. Uniunea inimilor. A venit în mod special probabil și această etalare, acest mesaj. O să mai iau unul la sfârșitul etalării, dar o dragoste care trece dincolo de explicații logice. O să vă întâlniți cu sufletul vostru pereche în foarte, foarte curând timp, în cazul în care nu v-ați întâlnit. Dar haideți să vedeți ce mai apare. Da, fiți în prezent și visați la viitor. Dacă n-a venit, e pe cale. E ca și când ar fi voi, într-o anumită formă. Acușica, acușica, în prezent, ok. Setul acesta de cărți, clarificatorii pentru prezent, arată că cineva ascunde niște regrete. Cineva nu arată cât suferă, cât plânge, însă poate sunteți și voi, nu arătați. Și peștii pot să fie foarte mândri, dar poate să fie și altcineva. Orice zodie. Dar în mod special apar semne de apă. Poate aveți o... Opa! Lună, scorpion, 5 de cupe și 8 de cupe. Pentru mine sunt aspecte în scorpion. Da. Pentru unii dintre voi, poate aveți, dacă aveți cunoștință de sinastrie, aveți lună conjunct, lună sau în aspecte benefice și vă simțiți și fricile, și suferința, și bucuriile. Deocamdată există o notă de tristețe în viața voastră și în viața cuiva, dar nu arată. Luna, în general, este asociată peștilor, alții racului, pentru că racul este guvernat de lună, dar care suferă mai mult, nu știu. Dacă voi suferi, să știți că mai e și altă persoană care suferă în acest context. La capătul setului de cărți, spânzuratul. Puteți să fiți voi sau cineva care se gândește la voi. Cineva se gândește la voi și suferă. Apare faetonul. Acest personaj este determinat să vină să exprime emoțiile. Să se exprime credința pe care o are vis-a-vis de voi, poate dorința de a munci într-o relație onorabilă, aș spune. Așa simt cuvântul cel mai potrivit acum, onorabilă. Dincolo de conflicte, de jocuri mentale, de intrigi, intrigi sau intriganți. Da. Posibil, văd iar elemente de apă, pești, rac, cu faetonul, scorpion. Apar și semne de pământ, apare și semnul taurului, apar și semne de aer. Dar, în prezent, este o suferință care este neexprimată. Dar, va fi exprimată o chestie de dragoste, Union of Hearts. Am început cu această carte, nu mă gândesc la altceva decât la regretele cuiva. O să vedem ce se mai apare. Da. Din seria cărților pentru viitor, o să mai vedem atunci. Au venit încă niște cărți. Cinci de spade pe care le-am văzut mai devreme, asul de bâte și eremitul. Veți învinge conflictele, veți avea victorie și asupra minții voastre și asupra minții celor care jonglează, celor care creează bârfe, discuții. Dacă a fost un triunghi amoros la un moment dat,
veți avea victorie, veți începe o nouă pasiune, o nouă relație. Atunci veți înțelege cu eremitul, veți înțelege de ce ați trecut prin toate câte ați trecut. Eremitul este variant, aici este post călătorie spirituală. Deja în această carte, eremitul a trecut prin foarte multe și a înfruntat foarte mulți demoni și are putere, uite, și-a trezit Kundalini, are putere de a ține în mână cele mai periculoase, mai ales dușmanii, cele mai periculoase energii, le îmblânzește. Puteți să fiți voi, puteți să fiți voi, dar, interesant, văd și o tentație. Cu șarpele și cu asul de băte văd și o tentație pe care o veți înțelege atunci. O veți înțelege la un moment dat în viitor. Aici apare zodie de foc, fecioară și semn de aer, dar la capătul setului de cărți, doi oameni care fac planuri de viitor. O femeie care își culege roadele muncii și în spate un mincinos, un fugăcios, un om fals care suportă karma minciunilor. Oricine poate fi acest personaj, care va jonglat, care n-a știut ce să aleagă, care a jonglat între două femei, posibil, cel puțin două femei, posibil. Ideea este că veți înțelege cu eremitul. Dacă eremitul la un moment dat caută, lumina caută prin întuneric și cu asul de bâte care înseamnă lumină, da, veți înțelege și veți avea victorie. Hai să vedem ce cărți mai apar. Situația. Interesant, s-a oprit la 33. 33 înseamnă 6, dragoste, dar... Opa, ia uite, 20, renaștere. 8 și 7. Da. 7... Sunt niște dușmani. Dar crucile astea arată că prin puterea voastră a credinței, ascultați prezentarea aceea. Sper că ați ascultat-o unii dintre voi, sigur, dar aș vrea să ascultați mai mult, că e important. Prin puterea credinței veți învinge dușmanii. Interesant este că trebuie să vă păstrați sufletul deschis. Am început cu 33, avem 24, aveți 24, tot 6, tot dragoste. Trebuie să credeți în dragoste. Nu să lăsați dușmanii să vă sufoce manifestările. Manifestările. Iar turnuri, evenimente neașteptate. Dar care vă mențin într-o vibrație înaltă, să știți. Faceți față cu brio evenimentelor. Și... Dacă continuați să comunicați cu dragoste, veți mai schimba și viețile altora. Ups! Prin puterea exemplului, nouă este casa a noua ale Jupiter. Interesant. Dar, să nu uităm. Douăzeci, renaștere. Manifestați abundență în curtea voastră interioară, în casa voastră, în sufletul vostru, într-un mod misterios. Vă creați o nouă lume, interesant. Doi este Marea Preoteasă. În secret. Nu trebuie să știe lumea, dar lumea va vedea efectul. Va vedea transformarea la un moment dat, nu musai finală, cât poate și parcursul, dar... Poate nu știe cât ați muncit în acea grădină, cât ați privit, cât ați curățat. E o grădină. Poate să fie metaforică, poate să fie reală. Sau și. În spațiu. Și dacă nu e grădină, e apartamentul vostru. E o renaștere. Și susținută de cele trei cruci. Vai, de ce mesaj primesc acum! Dragii mei, în această transformare, în această renaștere, în
cucerirea paradisului și care mai cuvântul, care cuvântul, Sfântul Arhanghel Mihail, cel care se luptă cu balaurul, cu dușmanul, și cucerirea paradisului și cucerirea diavolului, de cuceriți pe amândouă, în forme diferite, evident. Pe diavol îl puneți la punct și cu îngerii dați mâna. Ce vreau să spun? Două cruci aici sus, mi-atrag atenția în mod special. Sunt două persoane care nu mai sunt în viața voastră, care vă susțin de acolo de sus. Hai să vedem. Aveți niște oameni, strategie. Oameni ascunși. Dar, repet, ori ei se transformă în relație cu voi, ca pare transformare pentru mine și fericire, ori voi vă ridicați deasupra situației. Dar sunt faine ambele. Hai să vedem energia voastră. Pești. Pești. Decembrie 2022. Poate pe 20, că e 20 decembrie, se întâmplă ceva, nu știu. Aveți o bucurie. Iau, iau, iau. Uf. Mai. 33. Am văzut mai devreme 33. Numărul iubirii. Iubire echilibrată. Am mai discutat despre asta. A mai apărut cartea asta la mai multe zodii. Doi oameni ciudați, interesanți, unici, dar care dau bine împreună. Ideea este că 3 și puș. 3 și 6, interesant. Da, mă, învingeți un dușman. Sau în ce sens să-l învingeți? Ajutați un personaj care e foarte distorsionat să se transforme. Dacă personajul respectiv nu se transformă, efectiv, viața voastră vă transformă și vă trimite direct către un cuplu frumos. Frumos, original și în care veți manifesta dragoste. Vi se schimbă viața, e o schimbare, nu e transformare. Bine, vorbim și de transformare, dar transformarea, mai spus-o, vine prin mai multe schimbări, apare transformarea. Dar, aici o schimbare. De perspectivă, de culoare, de design, nu știu. Însă, apare totuși un cuplu. Versus. Aici nu e cuplu. Aici e relație karmică. Relații karmice. Sunt oameni care se mănâncă între ei de vii. Oameni care singurul lor scop este să se satisfacă pe ei înșiși. Dar, repet, îi învinge și pe aceștia. Sunt două energii. Dacă cineva a vrut să vă acapareze cu șarpele, cu șarcul, cu rechinul, scăpați. Scăpați ca prin minune și vă aruncă viața așa, că e o săgeată, direct într-un cuplu. Că am văzut Union of Hearts, apare 33 de două ori, a doua oară. Avem 6 iar. Aici la 24, femeia cu inima. Vă aruncă viața direct într-un cuplu, repet, unic și plin de iubire. Eu așa văd. Cu 33 n-ai ce să vă zici decât că e iubire. Poate să fie și schimbări estetice. Ia uite, încheiați un ciclu, 31. Încheiați cicluri karmice. Cicluri. Cu acei oameni karmici care au încercat să vă distrugă. Mai. Fain, mă bucur pentru voi. Oameni, player, iepurașii, playboy. Unul mai mândru ca celălalt. Poate că și persoana care vine înspre voi să se transforme tocmai în relație cu voi, posibil și asta, dar nu desconsiderați și celelalte mesaje. Și nu cred că le veți desconsidera. Ametistul meu. Au. Hai să vedem.
Soare, Lună, Venus. Dacă simți singură e acum, dar 5 de monede. V-a abandonat lumea. V-a abandonat. Poate aveți probleme financiare, dar o să vină un nou proiect, o nouă relație, o nouă colaborare eventuală. Wow, ce frumos! O nouă relație super, super fericită. Pământ și apă. Nu știu dacă vine semn de pământ sau dacă vine semn de apă, dar ceva se întâmplă după o perioadă de abandon, de însigurare, de greutăți. Energia se schimbă. Ia uite și asul de bâte. Și pasiune va fi. Da. Aceasta este, da, noua perspectivă pe care o veți vedea după ce ați văzut cât v-au rănit oamenii și cât v-au dezamăgit. Schimbare, schimbare de perspectivă. Hai, soarele. Ia. Ce? Cineva regretă că a pierdut ocazia, iubirea, vindecarea, bucuria, regretă și se schimbă, interesant, și vrea să vină schimbat, eventual, transformat. Dacă voi credeți că relația dintre voi și cineva s-a terminat, nu s-a terminat, o să vină acest personaj. Nu știu ce, poate sunt mai multe personaje în viața voastră, nu știu care din ele, dar un personaj care e la distanță. Soare, Luna, Venus, ascendent, nodul nord în Peștișor, decembrie 2022. O dată, de două, de trei ori. Ia uite, diavol. Bun. Ia uite, băi. O persoană foarte toxică, adictivă, riscă o nouă cale. E o nouă cale, că am văzut și trei debute. E o nouă cale. Inițiază o nouă cale în transformarea sa. Interesant, am senzația că faptul că suferiți pentru felul în care sunt ei toxici, cu alte cuvinte, suferința voastră, nu știu, poate empatizează cu voi, îi ajută să se transforme, posibil și asta. Pentru că inițiază o nouă cale, un nou drum către o relație frumoasă, o relație, o prietenie, o colaborare frumoasă cu voi. Acușica, ce mai văd? Mai văd. O casă cu bucurii. O casă cu bucurii, dincolo de problemele pe care le-ați avut până acum. Dar hai să mai vedem. În trecut, trei de bâte, șapte de cupe și temperanță. Temperanța care? Un era echilibrat, celălalt dezechilibrat, pe care a răsucit. Dar. O să și clarific. Dar la distanță există un personaj în viața voastră care avea opțiuni în viața sa, dar dintre toate opțiunile, voi le ofereați un anume tip de echilibru. Reușea să-i vindecați. Să-i vindecați dincolo de măști, de dragonii ăștia care le creau confuzii, care îi tentau. Acest personaj venea, pleca, nu este un cavaler, dar are un drum în față pe care poate să se ducă, poate să se întoarcă. Nu știu, simt cu această pelerină roșie, mi-atrage acum atenția că este o energie sexuală între voi. A fost. A fost. Rămâne de văzut dacă mai este. Dar, da, hai să vedem. Clarificăm trei de bâte.
3 de butea pentru peștișori în trecut. Multe. 3 de butea. Ha, iar multe. O carte, așa. 9 de cupe. Acest personaj era într-o casă cu energii toxice, manipulatoare și un anume tip de fericire care îi dădea șansa să se vindece și să se trezească. Dar probabil că n-a știut ce să aleagă. Că apar 2 de spade și 7 de cupe. Acest personaj era obișnuit de acasă să se concentreze pe emoțiile personale, pe satisfacțiile personale, să-și umple cupele. Să-și umple... Da, am zis bine, să-și satisfacă nevoile. Interesant ce văd aici. Hai să mai avem 7 de cupe. Iar sunt multe cărți. 7 de cupe pentru peștișori. Ia uite, cavalerul de spade. Și totuși, a văzut în acest personaj, așa în felul său de a fi sau așa cum era el, mai egoist, el că e energie masculină, dar poate să fie și feminină, așa cum era mai egoist, mai concentrat sau concentrată pe nevoile sale și pe drumurile sale și pe opțiunile sale, a ales dintre toate opțiunile să comunice ceva, probabil cu voi. Comunicarea a venit într-un mod neașteptat, din dorința de a crea o legătură între voi doi. Aș spune că acest personaj, în momentul în care v-a întâlnit, a început să-și dea măștile jos, pentru că a simțit că există un grad de empatie, de înțelegere și de asemănare, apare leu aici, de asemănare, de potrivire. Dar hai să mai vedem ce mai e. Temperanța. Wow! Regina de spade. Iar voi în această relație ați învățat, ați descoperit că aveți o putere a cuvântului care vindecă, care echilibrează, care temperează impulsurile, care aduce claritate în confuzii, care împlinește nevoile emoționale ale unora, împlinește speranțele altora. Ați descoperit că aveți o putere a cuvântului specială, Regina de spade. Da. De a aduce claritate dincolo de conflicte, de a chema oamenii la pace dincolo de conflicte. Interesant. Ce aș mai vrea să spun? Dacă ați avut pe cineva în trecut care a venit într-un mod impulsiv în viața voastră să comunice ceva, și ați simțit că acea comunicare, cât de sinceră ar fi, faptul că a venit impulsiv v-a creat confuzii și nu i-ați cunoscut suficient de bine, cu Regina de spade care stabilește granițe, ați reușit să-i temperați un pic și să-i chemați un pic, repet, la un anumit timp de transformare. Revin acest șarc, la acest șarc, rechin.
care, că am mai spus eu când a venit setul de cărți, mi-aduce aminte de o melodie, Go Get Us. E o energie de stradă, o energie de vibrație joasă, care probabil în preajma voastră, prin comunicarea cu voi, are puterea să se schimbe sau își descoperă, nu știu, descoperă dorința de a se schimba, puterea, dorința, ce-o fi. Poate aceste cicluri, da, de player, de jucăuși, de oameni care se duc unii și cu alții, sunt ale altora, nu muse ale voastre. Sunt pești și pești, da? Pești și pești. Acum vorbesc pentru peștișorii dragi și simpatici pe care îi știu acum. Toți suntem, avem și pune și rele, însă eu vorbesc pentru oameni de bun simț. Dacă voi vreți să vă concentrați pe altceva, e alegerea voastră. Regina de Bâte în prezent. Oh, ce frumos, împărăteasa! Și doi de monede. Interesant, ce mai simt. Posibil cineva în viața voastră încă jonglează între voi și o altă persoană. Ori voi sunteți soția și mai are o altă femeie în preajma de care e atrasă. Ori voi sunteți persoana, pentru că regina de bâte unor este amanta și împărăteasa unor este soția, mama copilor sau mama. Și cineva jonglează între voi, între două femei. Însă puteți și voi să aveți de ales între, wow, un personaj cu care puteți să fiți femeia divină, flacăra geamănă, și un alt personaj cu care sunteți foarte, de care sunteți foarte atrași sexual, sunteți și voi foarte... Ambele cărți sunt puternice, însă puteți să fiți voi între două variante ale voastre, una mai înaltă ca cealaltă, una mai frumoasă, una mai pasională, deci... Oh. Ha. Unii dintre voi sunteți între o mamă și poate cineva cu marcaj în zodia leului. Poate e mama voastră. Poate e mama cuiva. Oh. Dar hai să vedem, totuși. Hai să clarificăm. În prezent. Ce pot să zic? Eu mâine primesc în vizită cele două femei. Mă, de aia sunt un pic așa uimită, dar hai să mai vedem. Aceste cărți, am zis că tarotul e foarte versatil, foarte profund. Se manifestă diferit de la om la om. Vedeți și voi ce mai simțiți în momentul în care eu spun ceva? Că poate simțiți voi ceva special și mesajul doar al vostru. Hai să vedem, regina de bâte. Clarificăm regina de bâte. Wow. Și apare și împăratul. Dacă unii dintre voi ați avut un personaj, bărbat, femeie, cu marcaj puternic în berbec, în leu, în taur, sau cu accese, zic accese, de autoritate, de, mai bine zis, autoritarism, teritoriali, dominatori, vă vindecați de acești oameni, și vă eliberați, vă duceți către soare. Lăsați, pentru că acești oameni v-au creat bărbat, femeie, poate sunt doi oameni acasă care v-au creat această tensiune, e o tensiune. Îi lăsați în urmă. Da, renașteți, apropo de 20, renașteți. Nu am zis, sunt doi oameni puternici, cu marcaj puternic în semn de foc, care v-au manipulat.
Rege de foc și regina de foc. Acum, poate că sunt ei în cuplu. Poate că sunt ei în cuplu. Poate că nu sunt. Poate colaborează, poate nu colaborează. Variază de la om la om. Dar dacă știți că aveți asemenea personaje și știți că v-au manipulat, vă transformați viața. Vă ascultați intuiția, judecați bine cine sunt acești oameni. Acușică, mai văd alt mesaj. Bărbatul vostru divin este foarte atras de voi. Este foarte atras de voi, dar mai are pe cineva în preajmă. Mai are pe cineva în preajmă. Își dorește foarte mult să manifeste o relație cu voi, să vă împăcați, dar mai are pe cineva în preajmă. Hai să vedem, împărăteasa. Asta vrea să iasă? Trei de cupe. Asta e. Exact triunghi amoros, și am zis mai devreme. Bărbatul vostru divin mai este cu altcineva. Poate chiar e căsătorit cu această persoană. Doamnelor, poate să fie și invers. Dar și acolo, cum am zis mai devreme, unul încearcă să domine pe celălalt. Ce să zic? Dar mai domnul... Ah, turnul, separare. Dacă ați intuit, dacă intuiția voastră că împărăteasă e foarte intuitivă, dacă ați lucrat la creșterea voastră spirituală, doamnelor, că e 3 totuși, sunteți marțiene, da? 3-3. Probabil că sunteți în zodia peștilor născuți în martie, eventual, cu 3-3. Dar... Ia uite, regele de monede care e soț, de obicei. Dar în secret se întâlnește cu cineva. Ia uite, are o iubire secretă. În fine, dacă ați intuit că mai e o altă persoană în afară de voi, între voi și împărat, mai e o altă persoană, s-a manifestat separarea. Însă, hai să vedem. Doi de monede. Și o să mai clarificăm prezentul. Doi de monede. Sunt multe. Totuși, cineva vrea să construiască ceva dincolo de minciune pe care le-a spus, dincolo de fuga de implicare. Doi de monede. Clarificăm doi de monede. Ce mai văd așa ca zodii în prezent? Leu, în mod special, berbec săgetător, taur sau balanță, fecioară, că e al doilea semn de pământ. Sau taur, am zis, capricorn, încă nu văd chiar așa. Că vă place să vă dau zodii? Mie nu-mi place. Ia uite unde s-am... Vede, împărăteasa. Cineva încă jonglează, nu știe cum să manifeste justiție echilibru. Ia uite, iar asul de bâte pe care l-am văzut, eremitul și 5 de monede. E o tăcere. Cineva v-a lăsat pentru altă persoană. Dar voi învăța să puneți granițe personale și dincolo de acele granițe personale voi renașteți. Am zis, în grădina voastră voi renașteți. Împărăteasa înseamnă abundență, transformare. Creați un nou univers. Da, este o pasiune între voi și cineva, dar deocamdată, sau până acum, nu știu dacă, până acum, ia uite, au fost tăceri pentru că sunt și conflicte, ia uite, orgolii, obsesii, relații karmice. Și aici este cineva, încă nu știe cum să manifeste doi de monede, nu este prea echilibrat, dar apare justiție. Acest personaj, dacă e un alt personaj care jonglează între voi și altă persoană, în cazul în care mai continuă această jonglerie sau această, mai bine zis, indecizie, își va lua karma. Va intra în justiție într-o formă sau altă, sau măcar justiție divină. Pe de altă parte, aș spune că există și o oarecare dorință a acestui personaj de a se echilibra. Dar interesant, am zis că lângă voi are această capacitate. Voi descoperiți regina de spade din voi. Puterea cuvântului care echilibrează.
Pe de altă parte, regina de spade vorbește despre un divorț. Este posibil ca cineva să se gândească la un divorț de la o vreme. Dar hai să... Ia uite, regele de bâte și regina de bâte. Că își, ea se simte foarte atras de voi. Dar își face griji cum să schimbe perspectiva. Vă vede altfel acum. Și și-a dorit să fie cu voi, am zis. Nu cu personajul respectiv, să fie cu voi. Mai dăm o carte pe 3 de cupe totuși în prezent. 3 de cupe, că nu vreau să... Vreau să totuși să fiu cât mai clară. 3 de cupe pentru peștișori. Pe împărăteasă și 3 de cupe. Acușica, dacă vă întâlniți cu mama voastră zilele astea, că sunt sărbători și de sărbători, lumea se întâlnește cu părinții, cu rudele, o să aveți momente frumoase acasă. Și dacă până acum ați fost între două situații, între drumul, iau, de regina de cupe, vorbesc despre voi sau poate și alt semn de apă, dacă ați fost între două situații, ați avut o viață agitată, emoțional, financiar, vă echilibrați cu justiția în prezent. Justiția și împăratul arată că vă veți echilibra, stabiliza și veți avea momente de bucurie, da? Și de pasiune și de bucurie. Dar hai să mai vedem. Asta trecând peste mesajele pe care le-am spus. 3 de cupe. Mai clarificăm. 3 de cupe peste împărăteasă. De ce 3 de cupe peste împărăteasă? În prezent. Ia uite, cavalerul de monede. Da, cineva vrea să vină să construiască momente de bucurie și de abundență cu voi. Vrea să fie cu voi. Cavalerul de monede de obicei sunt fecioare. De obicei. Însă, oricine ar fi, doamnelor, dacă vine un personaj, știți că vine mai încet, pare doritor, cavalerul de monede cel mai serios, pare doritor de stabilitate. Cu alte cuvinte, dacă în trecut a fost impulsiv și i-ați temperat voi, acum revine... mai asumat. Ia uite, a fost abandon, a fost suferință, au fost confuzii. Confuziile astea despre care am vorbit. Dar acest personaj se gândește tot timpul la voi. La 9 de cupe, 8 de monede. Se gândește tot timpul la voi. Dacă sunt căsătoriți, îi consumă situația respectivă, se gândește la voi. Îi dorește să construiască măcar o prietenie. 3 de cupe înseamnă și prietenie. Hai să mai vedem justiția, clarificăm justiția. Ah. Justiția îndrăgostiți, ia uite. Wow. Ce tars, nu mai arcane majore. Și cu justiția. Unii dintre voi faceți astrologie, tarot? În secret, poate. Și ajutați, vă ajutați și flacăra geamănă și ajutați, interesant, cupluri. Wow, ce mesaj. Ajutați cupluri să se regăsească, să se vindece. Hai să mai vedem ce alte mesaje mai vin. Dacă iubirea dintre voi și cineva încă, am văzut 3 de cupe, 7 de cupe. Sunt confuzii, sunt opțiuni, sunt posibile triunghiuri amoroase. Dacă intuiți, marea preoteasă asta înseamnă intuiție și luna oarecum, intuiți că sunt secrete în această poveste de dragoste, sunt nedreptăți, sunt jonglerii, gândul vostru de a avea o viață echilibrată vă îndeamnă către vindecare. Mai în secret, mai în curtea voastră, cum am zis mai devreme, că e 2, 20 și 2, da. În curtea voastră voi vă vindecați. Cât înseamnă asta? Da. Voi vă vindecați. În plus, în această poveste de dragoste pe care unii dintre voi o trăiți, cineva trebuie să aleagă între o relație contractuală, împăratul, căsătorit, sau un contract la locul de muncă,
Și această relație cu voi, care vindecă, iar temperanța stea care vindecă, dar care deocamdată trebuie ținută în secret cât timp este valabil acel contract, acea căsătorie. Nu prea e plăcut ce zic, dar asta e. Hai să mai vedem totuși, iată, Regina de Cupe. Mai dăm o carte pe justiție, că sunt prea multe cărți. O carte pe justiție, în prezent. Iar apare luna, măi! Măi, cineva ascunde ori un contract, ori o căsătorie, ori niște chestiuni în justiție, băi... Mare grijă. Mai dăm? Hai. Și iar revine remitul, mai, și pasiunea. Și remitul ține în secret. Pasiunea. Ascunde o pasiune pentru cineva. Vedeți, aici este bâtă, aici e bâtă. Ascunde pasiunea și steaua. Speranța. Că vor fi, l-am dat cu voi, dar... Iar revin cărțile pe care le-am văzut. De ce le ascunde speranța și pasiunea și toate astea și dragostea? Pentru că au în spate o relație karmică în care se luptă. Poate acel leu, fecioară, berbec, luptele alea sunt în viața lor. Deși e posibil să fie și în viața voastră, că știu pești care se luptă cu leii. Nu e doar fecioara care se luptă cu leu, e și peștele. Da, da, hai să vedem. Mai dăm și noi, zicem, niște mesaje frumoase pentru prezent. Am zis, dacă vă întâlniți cu mama voastră sau soția voastră, eu știu ce sunteți, poate sunteți soți și veniți de la drum. A spune regina, împărăteasa îmi sugerează mai degrabă mama. Momente frumoase cu mama voastră. Care vă regăsi stabilitatea cu cavalerul de monede. Mai dăm o carte pe lună, că... Mai dăm o carte pe luna asta. De ce luna pe justiție? Cineva ascunde probleme în justiție? Sau un contract? Sunt multe. Ar vrea să vină spre voi, dar sunt conflicte. Luna, clarificăm luna. Ce mai simt? Luna, am zis că poate să fie și semnul racului pentru mine. Luna, când vorbesc despre voi, ar putea să fie alt semn de apă. Brac sau scorpion, dar să zicem, dacă știți că e alt semn de apă, acesta are un contract care îi ține tot timpul în mișcare și din cauza asta probabil între voi relația se dezvoltă greu. Dar și când vă întâlniți va fi frumos. Mai dăm o carte pe lună, te rog frumos. Ia uite, regina de cupe, asta chiar e zodia racului. Dar puteți să fie joi. Aici vă semne de apă, semne de foc. Și la mijloc o mamă, o soție. La modul simplist. De ce mi-a să oftez? Nu știu. Da, cineva vrea să-și ceară scuze de conflictele create. În această situație, da. Ia uite, iar doi de monede. Ține foarte mult. Acest personaj e un personaj, știți voi cine, știți voi cine e un personaj care ține foarte mult la voi. Asul de bâte, iar pasiune. Asul de monede, sunteți nebuni? Acest personaj își dorește să înceapă cu voi o relație, o colaborare. O dragoste, pasiune. Dar probabil că ori e familia, regina de monede, mamă, soție, de care trebuie să învețe să se separe cu regina de spade, că altfel apar prea multe conflicte.
Acest personaj vrea să vină să-și ceară scuze. Băi, dar complicată treaba. Vreau să fie mai simplu și mai drăguț pentru peștișor în viitor. Ia. Turnul. Trezire, separări. Cei care au încercat să vă domine, vă se... Vedeți cărțile, iubiții mei? A, așa. Turnul. Am zis, figurile acestea dominatoare vă eliberați. Vă eliberați de ei. Cavalerul de cupe. E al treilea cavaler. Asta sugerează discuții și în prezent și viitor. Și doi de spade. Mai vreau. Iar apare luna. Luna, iar în format luna, în format cu zodia leului și fecioare. Mai. Dați-mi voie să mă aud eu cu 10 de spade, 10 de pute. E un person. Mai. Personajul ăsta care este un pic dezechilibrat și ar vrea să fie echilibrat, pe lângă faptul că posibil să aibă probleme contractuale în justiție, o mamă, niște lupte, da, lupte cu mama sau cu soția, acest personaj trece prin foarte multe probleme. 10 de bâte și 10 de spade, nu cred că sunteți voi. Voi deja ați trecut de faza asta. Voi deja ați trecut de faza asta și dacă vi se pare obositor, epuizant să stați în preajma acestei energii, aveți posibilitatea să blocați. Deci sunteți în poziția în care va trebui să alegeți între a echilibra această vibrație, această poveste, acest personaj care are multe, multe traume cu luna, multe traume, care nu are curaj, care trebuie să învețe să se echilibreze, să se lupte, pentru că e la pământ. Acest personaj e la pământ. Îmi pare rău. Dar, repet, își dorește o nouă dragoste cu voi. Am văzut mai devreme, dați în urmă. Ia uitați-vă. Ia uitați. Da? Își dorește o nouă dragoste cu voi. E aici. Doi de bâte și asul de cupe. Aici este personajul. Despre el vorbesc. Acum, repet, dacă voi aveți puterea, da. Se vindecați, aveți puterea să-i vindecați. Se stabilizați. Dar ei v-au părăsit. Și până nu rezolvă problema contractuală sau familia sau soția ceau, n-au ce să facă. Mai aveți de ales într-un alt personaj care vine, după ce a fost impulsiv în trecut, vine stabil și romantic, doritor să se întâlnească și să manifeste bucurie și abundență cu voi. Pentru că voi acum creșteți vibrațional, mulți dintre voi. Central, dragii mei, peștișori, este împărăteasa, deci este piesa de rezistență, de mijloc. Și am început cu renașterea, deci aceasta este cel mai important. Pentru unii poate cineva își dorește să aibă copii cu voi dacă vă permite situația, vârsta și la. Aveți grijă. Aveți grijă. Însă, evenimente neașteptate, că tot a vorbit de turnuri, vor fi. Hai să vedem totuși ce arată. Să clarificăm turnul. Clarificăm turnul. În viitor, da? Bine. Cavalerul de spade, care a venit în trecut impulsiv, va reveni într-un mod neașteptat. Cavalerul de spade e un soi de turnuleț personal. Da. Wow. Niște vești neașteptate, niște vești șocante. Da, despre dorința de colaborare a cuiva. Cineva vrea să ierta și să colaboreze cu voi. Dar hai să mă merge, cavalerul de cupe. Trebuie să alegeți cu grijă. Ia. Îndrăgostiții! Mai! Mai, cineva declară.
Cavalerul de cupe e cel care declară dragostea pe care o simte. Cavalerul de monede declară că vrea stabilitate. Cavalerul de cupe că vă iubește, că e îndrăgostit, îndrăgostit. Cavalerul de spade spune și el ceva, adevărul său. Variază. Fiecare, așa, cavalerul de bâte, ce spune? Că sunteți sexy și că vă dorește. Așadar. Cavalerul de cupe, cavalerul de spade. Ai mulți cavaleri. Poate aveți mai multe personaje care vor să vorbească cu voi, doamnelor, domnișoarelor. Însă, 3 înseamnă și comunicare. 33 aveți comunicare. Măi, la un moment dat veți fi într-un cuplu, ieșiți dintr-o relație karmică, distorsionată și intrați într-o relație armonioasă, chiar dacă e ciudată. E ciudată, e frică, cârlionțată. Vă spiralele astea. Și nu doar asta. Uite, acum mi-atrage atenția spirala asta ca pe un potențial de evoluție. Separat evoluați, dar și împreună arătați foarte bine. Nu știu, ciudat, ciudat de bine. Change. Și nu doar, dar împreună cu acest personaj cu care veți fi, veți vedea, variază de la om la om, personaj, colaborare, prietenie, iubire, ce-o fi, vă veți schimba. Nu, veți fi altfel în prezența lor și ei vor fi altfel în prezența voastră și voi veți fi altfel în prezența lor. Iar luna și 2 de cupe. Știți ce simt acum cu luna? Nu mai simt frică. Simt... E ca și când cineva manifestă un vis. E un vis. Luna ține de nocturna. E visul cuiva de a fi împreună într-un cuplu frumos. Un vis care se împlinește. Așa simt. Însă îndrăgostiți și cu 2 de spade înseamnă că va trebui să alegeți între două personaje sau două situații. Hai să vedem 2 de spade cum e clarificat. E o mărturisire. Cavalerul de spade, turnul, cavalerul de cupe, cineva mărturisește dragostea. Într-un mod neașteptat. Poate vă și sperie. Nu știu. E șocant. Ia uite, 2 de bâte. De monede. Și de bâte, am zis bine. Și de monede. Da, acest personaj vale 2-2-2. 2 de spade, 2 de bâte. Și voi trebuie să alegeți. Alegeți oamenii cu care puteți să creați împreună, de la egal la egal. Împăratul și împărăteasa, aici sunteți. Eventual, personajul acesta... Oh. Dacă personajul acesta are o mamă sau o energie feminină foarte manipulatoare, cu care e în contract... sau într-o căsătorie, acela va alege. Va alege să fie cu voi pentru că apare împăratul și împărăteasa. Va alege. 2 de monede, acum este întors. Să-și creeze o nouă lume cu voi. Evident că și alegerile sunt ale voastre, totul depinde și de voi. Nu doar de ei. Dar acest personaj va alege să fie cu voi. De la egal la egal, da? Vedeți, aici este verde de la împărăteasă. Și aici e roșu de la împărat, că e complementar. Și voi ați început cu verde, cu abundența, cu vindecarea, cu dragostea. Și ei vin cu roșu, cu determinarea, cu acțiunea. Interesant, regele de monede. Wow, ce frumos. Cavalerul de cupe. Eremitul. Am zis că veți înțelege foarte multe. Ce care ideea? Nu știu câți oameni aveți în preajmă, dar acesta ultimul despre care am zis, ultima verticală, acesta vă lăsa o poziție destul de bună, financiară, profesională, tradițională, poate chiar familială, o va lăsa în urmă ca să se vindece împreună cu voi, că am zis că voi oferiți vindecare, apare inima vindecată, ca să se vindece cu voi și să creeze abundență și stabilitate cu voi.
e o transformare profundă prin care trece acest personaj și puteți să treceți și voi. Dar, repet, puteți să aveți de ales între două, cel puțin două persoane. Cel puțin două persoane. Cu o persoană. Cu ambele puteți să fiți bine. Cu ambele. Ia mai dăm pe Cavalerul de Spade o carte. Ce vrea să spună Cavalerul de Spade? Ia uite, stau un minic. Am vorbit de sexualitate, iaca, uite-l. Personal, mai, sunt doi oameni, cel puțin doi oameni sunt atrași de voi. Voi știți care sunt. Este greu de spus. Este greu de spus. Împăratul și împărăteasa pe aceeași masă în prezent, nu? Bine, pe masă, dragii mei, scuzați-mi aluziile. Așa? Este, uite. La dineu, eventual, da? Acest împărat vă vede foarte frumoase, pasionale, dar voi sunteți mai mulți, o să descopere că sunteți mai mult decât atât. Ideea este că până în acest moment, acest personaj este foarte atras fizic. Cu Cavalerul de Băte și Regina de Băte este foarte atras fizic de voi. Împărat, când vorbesc de împărat, vorbesc de un bărbat puternic. Energie masculină puternică, asumată. Evident că poate să fie și feminină, dar vorbim totuși că avem și feminin și masculin aici. E o energie masculină asumată, care vrea stabilitate, vrea lucruri reale. Da? Iar cât am vorbit, se gândește 4 de spade, meditează cum să vină 6 de spade, dați aici așa, cum să vină înspre voi. Și va veni Cavalerul de Monede. Se gândește probabil de mult timp, dar apare Cavalerul de Monede. Se gândește de ceva timp cum să vină înspre voi, dar vă veți întâlni în această perioadă, aproximativ vă veți întâlni. Vă veți bucura. Și vor exprima dorința de stabilitate. În prezent vor exprima dorința de stabilitate. Mai încolo vor exprima și faptul că sunt îndrăgostiți. Poate vor exprima dragostea mai mult, mai pendelete, eu știu cum. Vor exprima probabil într-un mod neașteptat faptul că sunt îndrăgostiți, faptul că își văd destinul, vă văd predestinați unul celuilalt. Acum, dacă sunt două personaje, aș spune că aici este un personaj și aici altul. Și unul și celălalt. Văd. Și unul și celălalt, da. Ambii văd potențial de creștere. De renaștere. Prin voi, cu voi. Capii. Capii? Ce faci acolo? Capii? Ce faci? Să nu strici tablou, te rog frumos. Băiețeșul meu, prințișorul meu. Da? Ia. Mari schimbări energetice și acum, în prezent, dar mai ales un pic mai încolo. Hai să vedem totuși. Am vorbit foarte mult, așa că sunteți peștișorii mei. Place ce află la zodia peștilor, pentru că sunt supărați pe pești sau pentru că aveți pești de vibrație joasă, e problema voastră. Eu citesc pentru peștișori de vibrație înaltă. Suc! Hai să vedem mesaje de la înger pentru peștișori. Soare, lună, Venus, ascendent și nodul nord, peștișori. Da, why not? Să știți că nodul nord uneori se manifestă mult mai intens decât celelalte. Luna, iar luna în pești, e foarte puternică. Și Venus e foarte puternic. De că ce înseamnă asta? Trebuie să iertați. Iertați pe cei ăștia despre care am zis mai devreme, dominatorii, relațiile karmice, iertați-i. Voi, în general, mai devreme sau mai târziu, peștișorii iartă. Dați-vă șansa. Dați-vă șansa că aveți de ales.
La dragoste. Mai, iubire. Te rog frumos să fii cu minte. Așa. Iac. Da. Iubește-te. Transformă-te. Sunteți divini, sunteți încântători, meritați ce este mai frumos, lucruri minunate. Lucruri minunate meritați să primiți. Puneți-vă pe o poziție care merită tot ce e mai bun. Învățați-vă, renașteți. 2 și apoi 3. Și apare 33. Foarte important, peștișorii mei. Foarte important. Ia. Apreciați acest moment. Și, ia uite, na. Veți petrece timp de calitate cu cineva care vă dorește. Ah, ce frumos! Și la voi! Am zis mai că va fi o declarație. Mai, dragoste adevărată, sunteți nebuni. Deci, cartea asta la cine a apărut? La rac. Apropo de semne de apă, la fecioară. Și asta a apărut în etalarea pentru portalul 12-12, într-un anumit context. Wow! Vai ce cărți! Mai! Nu știu, ori sunt două iubiri, ambele la fel de puternice, sau nu știu care e mai puternică ca celălalt. 20, apropo de 20, și 30, 3 de la împărat, 30? Da, 30, 3, 33, împărăteasa. Wow! Măi, cineva chiar vă iubește rău de tot. Și va trebui să dovedească. Acțiunile vorbesc puternic. Adică, dacă până acum n-a dovedit, va trebui să vă dovedească prin acțiuni. 4 și cu 9, 13, transformare. Probabil acest personaj trebuie să se transforme din varianta sa, nu știu dacă negativă, poate din șarcul acesta. Șarpul, rechinul ăsta, varianta asta masculină distorsionată, poate să fie și feminin distorsionat. Da? Dar eu cred că e masculin. Okay. Pentru că în prezent avem multă energie feminină frumoasă, înaltă. Da. Acesta va trebui să vină, să dovedească, să exprime prin acțiuni, prin cuvinte, prin tot ce poate. Trește iar apare, apreciați acest moment. Apreciați momentul declarației, apreciați ceea ce primiți. Ia să vedem. Sta, mă, căpiciule, căpișul. Te-ai încălzit? Probabil că cineva s-a încălzit. Ia uite, fiți reali. Încă un pic, prințișorul mare. Hai. Sfătulețe pentru peștișor. Am vorbit mult, ești nebun. O oră și ceva. Așa. Că tot e noapte. Că tot nu mai respect ordinea, că m-am plictisit de 12 ori. Zodii în aceeași poziție. Voi nu vă plictisiți de aceeași poziție pe timpul? Nu? Eu mă plictisesc. Mai stau și în picioare, apropo de chestia asta. Ia ce zice? Lucrați un pic cu... Aici e atmosferă foarte încinsă. Și foarte, da. Lucrați un pic cu sentimentele voastre. Avem o carte. Și cu ceea ce simțiți, nu doar cu ceea... Da. Și păstrați-vă inima deschisă, am văzut mai devreme. Eu cred că o să vă păstrați, am văzut și femeia cu inima aici, da? Eu cred că o să vă păstrați inima deschisă. Dar trebuie să lucrați un pic, uite, să vă detoxifiați de niște energii foarte intense, dominatoare, care v-au pus așa inima pe jar, care v-au creat emoții, prea multe emoții. V-au creat și insecurități, prea multe emoții toxice v-au creat. Dar lucrați un pic la aspectele astea, că tot am văzut vindecare și pentru voi și pentru ei. Și, bă, se anunță, nu știu, se anunță cu pupături, cu îmbrățișări și îmi place, nu știu când acum. Pentru fiecare va varia. Ceea ce zic acum poate va fi în ianuarie. Nu știu. Eu sper totul să fie de sărbători. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, ceau.